Bine v-am găsit! Astăzi voi face o murătură de struguri. Pentru aceasta am nevoie de struguri pentru 4 borcane de 370 de mililitri. Nu i-am cântărit, am pus cât am căput. Am pus la fundul fiecărui borcan câte o frunză de țelină, 3 feliuțe mici de crean deasupra și acum voi face soluția care o voi turna peste. Am nevoie de 500 de mililitri de apă care i-am aici în gratiță, 250 mililitri oțet de mere. Eu pun oțet de mere sau oțet de măceșe. Și în farfurie am o linguriță de piper, 4 cuișoare, o bucățică mică de nucșoară, 2 linguri de zahăr, o lingură de sare și 4 frunze de vișin. Am să pun toate aceste ingrediente la fiert și în momentul când apa clocotește, le voi turna peste conținutul borcanelor. O pun la fiert. A fiert soluția care o voi adăuga peste murături, peste struguri, o torn fierbinte, mâine o voi pune din nou soluția în cratiță, o voi turna din borcane și o voi fierbe din nou. Și după aceea o pun din nou peste struguri și apoi voi închide borcanele. Mai pun în fiecare borcan câte 2 frunze de vișin pentru conservare. Așa și voi pune capacele, le înșurubesc puțin, le las până mâine să stea sub un prosop să fie cald și mâine atunci torn soluția din ele și o fierb din nou și apoi le las în cameră. A trecut o zi, o să scurg încă soluția care este pe struguri. Și după aceea am să spăl struguri, eventuale de drojdiile care s-au format să le pot înlătura. Acum o voi pune la fiert și în momentul când dă în cloc o torc din nou peste struguri. Am să spăl conținutul borcanelor. Pun apă rece. Așa și acum
să torn apa din fiecare. Nu am avut prune acum, dar merge și cu prune. Se pot pune și combinate prunele cu struguri sau separat. A fier soluția. O voi turna acum fierbinte în vase, în borcane. De obicei eu așa procedez cu mulăturile și nu am probleme să facă mucegai. Aoleu, e prea caldă. Am să pun capacele. Le voi lăsa până mâine sub două prosoape, unul mai mare. Și după aceea le duc în cameră.